Diezul este un semn muzical convențional care, pus înaintea unei note sau la începutul portativului, marchează ridicarea acelei note cu un semiton. Deci, sunetul care va fi cântat, executat, va fi cel direct cu un semiton mai sus. Dacă dorim, de exemplu, să cântăm nota re diez, diezul se va pune înaintea notei în acest mod, cumva acest pătrățel să fie în dreptul notei. Iată, de exemplu, pentru nota sol diez. Putem întâlni diezul și la începutul portativului, imediat după cheia sol. Acest lucru semnalează că ori de câte ori vom întâlni, în cazul de față, nota fa de-a lungul partiturii, va trebui să cântăm fa diez în loc de fa. Iată, de exemplu, aceste note, cum sunt scrise ele, sună astfel. Do, re, mi, fa diez, sol. Fără fa diez ar suna așa. Do, re, mi, fa, sol. Dar pentru că avem diezul în față, în loc de fa, cântăm fa diez. Se aude că este mai sus un pic. Încă o dată. Do, re, mi, fa diez, sol. Dacă întâlnim diezul la cheie, adică la începutul portativului după cheia sol, înseamnă că ori de câte ori întâlnim nota fa în cazul de față, de-a lungul partiturii, suntem obligați să cântăm fa diez direct. Iată cum ar suna. Și iată cum ar suna dacă nu am cântat fa diez. Deci acel diez la cheie ne-a obligat să cântăm fa diez ori de câte ori l-am întâlnit de-a lungul portativului. Ceea ce trebuie să ținem minte este că diezul alterează nota suitor cu un semiton, deci în sus. Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă semiton, vă rog să revedeți lecția numărul 7 despre ton, semiton, secundă mică, secundă mare.